Potrivit Federației Sanitas, la sfârșitul lunii trecute, aproape jumătate dintre infirmieri, brancardieri și îngrijitori nu erau vaccinați anticovid. Un procent foarte mic, de sub 1%, au contraindicații medicale. Liderii sindicali par mulțumiți de procentul de imunizare și cred că altele ar trebui să fie preocupările autorităților. Avem o imunizare mult peste media națională, ceea ce pentru noi înseamnă că preocuparea autorităților trebuie să fie pentru o campanie mai bună, pentru o imunizare în masă în România și nu preocuparea de obligarea personalului din sistemul sanitar la vaccinare indirectă prin această plată a testelor săptămânale. Dacă ne referim concret la categoriile de personal din spitale, cea mai bună imunizare este în rândul medicilor și asistenților medicali. Dar când un medic nu se vaccinează, nu-i poate convinge pe alții să o facă, susțin sociologii. O treime din medici nu s-au vaccinat. Un medic din trei nu s-a vaccinat. Înseamnă că un medic din trei nu va contribui la lămurirea pacienților săi, cred că este necesar să se vaccineze. Da, ei lucrează direct cu bolnavii, sunt foarte echipament de protecție zilnic, se protejează și pe ei, protejează și pacienții în egală măsură. 90% dintre nevaccinații din sistemul sanitar au trecut prin boală și consideră că au o imunitate de bunită naturală. În total, 60% dintre angajații din sistemul sanitar s-au imunizat anticovid-19, fie prin vaccinare, fie prin trecerea prin boală. Ministerul Sănătății face propria evaluare și o va prezenta în perioada următoare.